Să mulțumim Bunului Dumnezeu care până în această seară ne-a purtat cu carul Său de biruință. Drept dovadă, nu doar că suntem în viață, suntem în casa Lui. Haideți să ne cercetăm în această seară și să dorim să fim, dacă n-am fost, folositori Domnului și semenilor noștri. Aceasta este tema lecției, folositor sau nefolositor. Nu este un titlu de senzație, e un titlu de utilitate. A fi folositor întotdeauna este o întrebare pentru om înțelept. Solomon, în debutul cărții Eclesiastul, și nu uitați, cartea asta se pare că a scris-o la bătrânețe, întreba, versetul 3, ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Nu este o întrebare la care merită să dăm răspunsuri superficiale, ci profunde. A nu fi folositor înseamnă a nu face ceva bun sau a face ceva rău. Pentru că, de regulă, toți oamenii sunt activi, dar nu toți fac ceva folositor. Știți pilda lucrătorilor vie din Matei 20. Unii s-au angajat de dimineață, alții au fost interceptați în piață la ore mai târzii, iar ultimii, aproape spre seară, ora 5 după masă, au fost întâlniți și li s-a spus, citesc Matei 20:6, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Să nu lăsăm să ne treacă viața fără lucru. Dar, cum spuneam, să fim atenți ca nu cumva să lucrăm, vorba lui Gamaliel, la ceva ce ar fi împotriva lui Dumnezeu. Vă citesc din Luca, capitolul 17, unde spunea Domnul ceva greu de auzit și mai greu de aplicat. Nu știu dacă a aplicat cineva vreodată, dar aici apare cuvântul folos. Luca 17 cu 1 și 2. Iisus a zis ucenicilor Săi, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acest micuț să păcătuiască. Dacă ar fi să generalizăm această idee, ar fi mai de folos pentru oameni să moară înainte de a continua să mai facă păcate. Și am întâlnit astfel de situații când Dumnezeu chiar a anunțat printr-un mesaj profetic în cazul unei persoane, pentru că schimbase încredințările bune, vroia să ia scurme firul vieții ca să nu-și piardă răsplata și să nu comită păcate. În aceeași idee, tot în introducere, să mai menționăm Iacov, capitolul 4, versetul 17, unde din nou apare ideea generală de a fi folositor sau posibilitatea de a fi nefolositor, de a face ceva bine sau a nu face bine. Deci cine știe să facă bine, corect, și nu face, săvârșește un păcat. Așadar, chiar și a fi sau a nu fi folositor poate să aibă de-a face cu mântuirea și cu atât mai mult cu răsplata. Să privim mai întâi, cum am făcut și de celelalte dăți, luând partea pozitivă, a fi folositor. În primul rând, să ne cercetăm dacă suntem folositori familiei, față de care suntem datori, în mod fundamental, prin naștere, prin existență. În Psalmul 127, versetele 1 și 2, stă scris: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Deci doar prin Dumnezeu putem să fim folositori, dar numai dacă zidim. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere.
dar asta înseamnă trudă, din care am vrea să fie un folos. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Am menționat aceste versete la început, ca nu cumva să înțeleagă cineva greșit, fiind vorba de a fi folositor, să se gândească la o utilitate forțată peste limitele normalului. Nu ne cere Dumnezeu la unul să muncim tot cât doi. A fi folositor înseamnă doar a presta activități, fiind vorba acum de familie, necesare celor din casă, pentru a rămâne timp și de odihnă și de biserică, toate și-au vremea și locul lor. Citim și în Eclesiastul capitolul 5, unde din nou suntem îndemnați să activăm cu măsură, cu înțelepciune, în condiții de spiritualitate, ca nu cumva să gustăm amărăciune. Eclesiastul 5, citim de la versetul 10. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și așa se este deșertăciune. Când se mulțesc bunătățile, se mulțesc cei ce le papă, și ce folos mai are din ele stăpânilor decât că le vede cu ochii? Adică ceea ce este în plus, nu folosește. E doar așa de văzut. Sau poate nici de văzut, că adesea comorile se îngroapă, se ascund. Scrie tot aici, în versetul 16, despre unii care muncesc cu osteneală, și a văzut Solomon în aceasta un mare rău, că la urmă se duc așa cum au venit, și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Deci să ne încadrăm undeva, repet, în limitele normalului cu activitățile necesare familiei. Nu vorbim de exploatare, ci de utilitate, în sensul exploatării forțate. Iată și învățătura Noului Testament, 1 Timotei, capitolul 6, preluând într-o formă bună câteva date din Eclesiastul, Apostolul Pavel explică, 1 Timotei 6, citim de la versetul 6, negreșit evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Deci să muncești, dar să fie și o stare sufletească bună, să fie util, că degeaba aduci bani mulți și vii supărat acasă. Degeaba soția a făcut 7 feluri de mâncare și nemulțumită că s-a ars unul dintre ele. Căci noi n-am adus nimic în lume și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cadă în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Nu uitați, Pavel îi scrie în alte versete lui Timotei că oamenii trebuie să fie muncitori și în primul rând la casa lor, să aibă grijă fiecare de cei din familia lui, dar în aceste limite recomandate de Scriptură. Dacă Dumnezeu îți dă mai mult, nicio problemă, spune aici. Bogații să nu se încreadă în avuții, să nu se preocupe doar cu aceasta, să nu-și pună priceperea în aceasta, cum spunea tot Solomon în Proverbe, și să știe să-și chibernisească bine timpul, organizându-și viața în așa fel, încât să nu fie afectat nici sufletul și nici vreunul din ceilalți din casă. De altfel, în familie, ideea este să dăruim, nu să cerem. Se spune că lângă un om care a parcat o mașină frumoasă, s-a oprit un băiețel de vreo 10 ani și întreabă, scumpă a fost mașina asta? Știți, băieții sunt pasionați de mașini. Omul îi spune, binevoitor, și da, ați avut ața bani să cumpărați? Copilul foarte isteț. Și el continuă să-i răspundă, zice, am un frate mai mare care e mai bogat și mi-a dat bani în completare ca să pot să o cumpăr. Și băiețelul zice, a, ce m-aș bucura și eu să am bani mai mulți. Și acum a devenit omul curios și îl întreabă, și ce vrea să-ți cumpere?
Zice, am un frate mai mic și el este handicapat și aș cumpăra o mașinuță cu telecomandă. Omul a rămas mirat, de aceea a și reținut episodul, văzând că acest băiat s-a gândit cum să ajute pe cineva din casă. El s-a așteptat să spună băiatul, ce aș dori să am și un frate mai mare, să aibă mulți bani, să-mi dea, să-mi cumpăr, știu eu ce. Să ne ajute Domnul să fim utili în viața de familie, cu munca noastră, dar să punem și suflet, să lăsăm timp pentru Domnul ca să fie prezent, să nu afectăm cumva prin prea multă agonisire sau, în extrema cealaltă, prin lene, viața spirituală și sufletele celor din casă. De asemenea, noi trebuie să fim folositori adunării. Dumnezeu ne-a creat aici comunități locale și, în primul rând, trebuie să avem în vedere mântuirea sufletelor. De ce a dat Domnul daruri în adunare? Să citim 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 1. Apostolul Pavel îndemna, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Dar de ce? Citim, întoarcem pagina, versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica, adică este util pentru ceilalți. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcesc aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Și scrie apostolul în continuare, în adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Să ne imaginăm cum sunt plecați românii noștri în diaspora, că se adună într-un grup, un român, un maghiar, un sârb, un vietnamez, acum la orașe găsești de toți. Fiecare se roagă pe limba lui, citește în Biblie pe limba lui, e vreun folos că s-au adunat împreună? Putea să rămână atunci fiecare acasă. Că tot nu s-au ajutat unul pe celălalt. În adunare când venim, spune apostolul, hai să citim mai departe aici, versetul 26, ce este de făcut, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare și e de folos cuiva acea cântare? Dacă era doar pentru el, putea să o cânte și acasă. Altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire. Toate să se facă spre zidire sufletească. În primul rând, sufletul este de valoare. Iată un alt citat, Filipeni, capitolul 3, versetul 1. Vedeți, în adunare suntem cu o Biblie, cu o carte de cântări, ani și zeci de ani. Și se poate întâmpla să ne repetăm. Dar scrie aici Filipeni 3 cu 1, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul, mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Așa că de folos să ne îndemnăm mereu, la rugăciune, la fapte bune. Numai unul pierzi râfna, îți pierzi elanul. Împreună ne îndemnăm unii pe alții. Este foarte important în adunare să investim și să păstrăm o atmosferă bună în raporturile dintre frați, incluzând și conducerea. În Evrei, capitolul 13, versetul 17, este scris ceva ce unii nu înțeleg. Ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, și vă las pe dumneavoastră să gândiți cum se explică ultima parte a versetului. Căci așa ceva, deci dacă nu există supunere în adunare, dacă nu pot cei ce conduc să facă slujba cu bucurie, așa ceva nu va fi de niciun folos. Deci se poate întâmpla să ne adunăm și fiecare vorbește pe limba lui, la propriu și la figurat spun,
cu relații frânte și nu există utilitate. Tot în adunare trebuie să avem în vedere și nevoile sociale, materiale, fizice. E cineva bolnav, ne rugăm. E cineva în nevoie, ar trebui să știm, să întindem o mână, să încercăm să-l ajutăm. E cineva mâhnit, suntem încă în trup, cum spune la evrei. Degeaba îmi spune cuiva, fii liniștit, bucură-te că ești mântuit și taci din gură. Și spune, dar nu mai pot, dar mi-e foame, dar am o mare problemă. Noi putem să fim de folos unii altora. În ziua aceea, spunea Domnul, știți citatul din Matei 25, va spune unora, am fost bolnav și ați venit să vă vedeți. Am sunat pe un frate bolnav și îmi zice la sfârșitul conversației, să știi ce bine mi-a prins telefonul tău. Spunea tot Domnul acolo, am fost gol și m-ați îmbrăcat, ați venit la mine, în închisoare. Iată că putem fi de folos în diverse moduri frățietății. Să citim despre aceasta în 2 Corinteni, capitolul 8, unde sunt lăudați macedonienii, cei din Filipi, biserica de suflet a apostolului Pavel. 2 Corinteni, capitolul 8, aici sunt dați ca exemplu pentru cei din Corint, citesc de la versetul 5. Și-au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Și acum versetul 7. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Versetul 10. În această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos vouă, îi îndemna să se grăbească cu dărnicia, spunându-le că ceilalți le-au luat-o înainte, măcar că erau săraci. Versetul 11. Isprăviți dar acum ce aveți de făcut pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijlocile voastre. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Și corintenii s-au silit și ei, apostolul voia să spună, vreau să mă laud cu voi în sens pozitiv, că și voi sunteți darnici. Să citim și din Tit, unde din nou suntem îndemnați, cum știți și din alte citate, în primul rând în biserică, apoi cât se poate și în lume, să facem fapte bune. Acestea rămân. Tit, capitolul 2, scrie de la versetul 11 că Dumnezeu ne-a dat har, ne-a eliberat din stările vinovate de păcat. Și scrie apoi în finalul versetului 14, să-și curățească un norod care să fie al lui, nu doar pentru cer, până un altă și pentru pământ, plin de râfnă pentru fapte bune. Și în 3 cu 8 scrie așa, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, să le spun și eu ca atare. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Folosul este pentru cel căruia îi faci fapta bună și de folos și pentru tine. Îți face bine sufletește până una altă și ești un folos etern, pentru că ne vom alege cu răsplată. Amin? Citim și în Iacov capitolul 2, în aceeași idee, de la versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dar n-are fapte? Poate are credința aceasta să-l mântuiască? Și dă un exemplu. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zile și se poate întâmpla așa ceva. Și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să-i dea cele trebuincioase trupului. La ce i-ar folosi? Deci, folosul pentru frățietate trece dincolo de vorbe.
dincolo de slujba de la adunare, având în vedere toate nevoile. Și dincolo de granițele adunării trebuie să avem în vedere lumea aceasta. Știți că lumea încă este suportată de Dumnezeu datorită credincioșilor din ea? Dacă în Sodoma erau mai mulți oameni neprihăniți, era amânată pedeapsa. Dar asta nu înseamnă doar că Dumnezeu ne are în vedere pe noi și trebuie să mai trăim, să ne maturizăm. Îngăduința care o are Dumnezeu pentru lumea asta are în vedere ceea ce facem noi pentru lumea aceasta. Noi suntem lăsați ca să facem bine, să ne luptăm pentru mântuirea oamenilor. Iată, putem fi folositori. Doamne, ajută-ne! Asta e foarte important. Să nu trăim fără folos. Să fim folositori după voia lui Dumnezeu. Mă întorc din nou la cartea Eclesiastul și vă citesc din capitolul 8, versetele 5 și 6. Pe cine păzește porunca nu-l atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Nu ar trebui să fim în lumea aceasta ca cei de la intervenții. Unde e nevoie la un bolnav să fim acolo? Unde e nevoie de o vorbă bună, de o împăcare să fim prezenți? Pentru asta ne ține Dumnezeu aici. În vremurile trecute, când nu erau telefoane ca acum, s-a dus cineva la un medic acasă să-l caute și să roage urgent să se deplaseze la un pacient. Nu era acasă, doar copilul, și îl întreabă, dat fiind urgența cazului, unde-i tata, unde să-l găsesc? Și băiatul spune, nu știu. Îl întreabă din nou și insist, dar unde-i? De-aia gândește-te bine. Zice, undeva să facă bine, dar nu știu la cine. Băiatul știa că tata se duce să ajute, ori pe unul, ori pe altul. Ce frumos să găsești astfel de ocazii. Uneori se găsesc de acasă astfel de ocazii, alteori trebuie să te deplasezi. Ne-a povestit un frate din Ucraina când a fost la noi că un om a plecat cu bicicleta și a făcut pană. Oricum, roata avea o defecțiune mai mare și a apelat la o casă în dreptul căreia s-a oprit. Și omul de acolo, fără insistențe, a demontat roata de la bicicleta lui și a dat-o la călător. Și călătorul spune, eu știu când mai trec pe aici, se va dura roata înapoi. Și nicio problemă, lași cea veche, eu am timp să o repar, n-am de făcut acum vreun drum. Și dar bicicleta dumneavoastră văd că e mai bună, a mea e mai veche. Da, dar eu nu circul acum. Și călătorul spunea apoi, poate că să-l repare la jutanda, să-i dau roata. Făcea calculul și a zis, a fost în stare de un gest mult mai nobil decât eram eu în stare. Să fii de folos unuia care trece. Și tu te întrebi, da, ce am eu cu el? Dumnezeu, am putea spune că se deghizează uneori în știu eu ce persoane. Și dacă nu ești atent, nu-l identifici. Cum aminteam citatul din Matei 25, vor spune unii care n-au făcut, Doamne, când? Că dacă bănuiam, dacă știam, comportam altfel. Da? Uneori a servi cu o masă, cu o porție de mâncare pe cineva din vecini, înseamnă a fi folositor. Și cum spunea cineva, când a dat un ban la altul, zice, când a fost întrebat, zice, de pomană? Zice, nu. Și ăsta spune, și dar nu știu când ți pot înapoi. Zice, nu e vorba de înapoi, dar nu-i dau de pomană, eu dau numai numele Domnului. E foarte important să o facem ca pentru Domnul, să fim folositori. Amin? Se găsesc ocazii. A spus-o Domnul, totdeauna vor fi săraci. Suflete ca să fie mântuite, e plin de ele. E important să cunoaștem vremea.
și să știm, aici este nevoie de noi. Poate uneori nu-ți dai seama și ratăm uneori ocazii de a fi folositori cu o vorbă, cu o faptă, cu un gând de mântuire sau și doar așa de împăcare, cu un sfat de bunăvoință. Cineva a interceptat o tânără, a văzut-o că e tristă și insistent. A zis, vreau să vorbesc cu tine, te rog, domnișoară. Până la urmă s-a oprit și s-a confesat spunându-i că era în drum spre un pod de pe care voia să se arunce. Și morala acestei întâmplări era următoarea. Dacă te întâlnea pe tine, scăpa? Doamne, ajută-ne să fim folositori. Cum obișnuiesc eu să le spun la unii, cât într-o seară fac vreun bine, zic, așa, că cine și dacă în seara asta mă apuci al bine să faci? Dar oricum, procesul verbal nu e încheiat până nu închidem ochii. Poate ne amintim că mai trebuia să dăm un telefon, să spunem cuiva, cel puțin, noapte bună. Cum s-a întâmplat cu un tată care a murit și s-a aflat doar după câteva zile. Și copilul lui se scuza spunând, păi n-am știut că a murit. Și da, tata locuia departe? Nu. Avea telefon, avea și dumneata aveai. Și de când nu l-ai sunat? De o săptămână, dar știai că e bolnav. Da. Câți ani avea? 90. Vedeți? Dumnezeu să ne ajute să fim folositori. Fac aici două precizări care oricum au rezultat din ceea ce am spus până aici, dar vreau să punctez în mod direct. Există posibilitatea de a fi folositori oamenilor numai pentru viața aceasta. Să ținem întotdeauna cont încât se poate să fim folositori și pentru viața viitoare. Că numai pentru viața asta se găsesc mulți oameni ca să fie folositori. Știi ce fac idol? Vorba profetului Isaia 44 cu 9 și 10. Cine face vreun idol să nu tragă vreun folos. Și poate să fie o utilitate dublă. Și pentru cerere și pentru ofertă. Da, dar ascultați ce spunea Domnul. Citesc Matei capitolul 16, versetul 26. Noi în primul rând trebuie să ne silim, să fim folositori și pentru aici și pentru dincolo. Matei 16 cu 26. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? Să spun că l-am ajutat pe cineva să intre în posesia unui post de muncă, unui loc de muncă bun, să aibă un post bun. Da, e ceva, dar până la pensionare, dar tot. L-am ajutat pe cineva să-și facă casă. E ceva, până la moarte. Și spunea Domnul, dar dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Aici, dacă am putea să fim folositori oamenilor, să accentuăm aceasta, cum vă citesc tot din spusele Domnului Ioan 12, când a dat exemplu cu bobul de grâu care moare, 12 cu 24, adevărat, adevărat, vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața, lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Doamne, ajută-ne! Chipul lumii acesteia trece și la un moment dat trebuie să fim, cum spune Pavel la 1 Corinteni 7 cu 31, ceea ce se folosesc de lumea asta ca și cum nu s-ar folosi de ea. Că toate rămân, dar sufletul și redobândește mântuirea, a câștigat totul. Și cel mai mare har și bucurie va fi să fii contribuit cu ceva la mântuirea cuiva. În primul rând a celor din casă, apoi din adunare și apoi din societate. Și ultima precizare aici, instrucțiunile Scripturilor ne fac folositori. Este un citat puternic în 2 Timotei, capitolul 3, explicit, versetul 16 și 17. Toată Scriptura, și aici se referea numai la Vechiul Testament, acum e mai toată Scriptura, este insuflată de Dumnezeu și de folos
Vrei să fii de folos? Studiază Scriptura. Te va învăța cum să fii de folos. Să mustri, să îndrepți, ia de înțelepciune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scriptura ne califică. Dumnezeu vrea să ne facă folositori. Spune tot aici. Citesc pe pagina din stânga, 2 cu 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Observați? Expresia asta, destoinic pentru orice lucrare bună, o folosește apostolul și în capitolul 2 și în capitolul 3. Scriptura ne califică pentru orice lucrare bună. Să știi cum să o faci. Scriptura e cartea cea mai bună pentru cine vrea să căsătorească, pentru cine vrea să facă o lucrare în adunare, chiar și pentru diferite profesii și activități extrabisericii sau extrafamiliale. Toate sunt binecuvântate dacă ținem cont de Scriptură. De fapt, cum adică de Scriptură? De Dumnezeu care vrea să ne instruiască. Este un verset frumos, ar trebui să-l știm toți, Isaia capitolul 48, versetul 17, l-am memorat din copilărie. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos. Că sunt și școli la care se învață lucruri inutile, lucruri rele. Și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Scriptura n-are vorbe în plus. Sunt cântărite și ne sunt de mare folos. Iată și două exemple. Pavel, omul care a trăit cu folos, omul care a făcut totul pentru Evanghelie. Spunea el, citim Fapte, capitolul 20, versetul 20, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propădesc să vă învăț înaintea norodului și în case. Tot ce a considerat că e de folos pentru oameni, ne-a învățat. Știți, Pavel scrie despre familie, despre copii, despre patron, despre angajați. Tot ce e de folos. El mai este în evidență prin ceea ce vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 12. Scrie aici de la versetul 14. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi. Și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Versetul 15. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui totul pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Versetul 17. Că unii îl învinuiau și îl zice, dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? El a slujit spre folosul altora și n-a pretins de la ei. Cel puțin de la Corinteni n-a pretins. În schimb, s-a bucurat când cei din Filip i-au trimis ceva. Hai să-i amintim în mod concret pe cei din Filip, citind în 2 Corinteni, capitolul 8, observați, și unii și alții se găseau pe teritoriul Greciei antice, și actuale, trăiseră sub același imperiu macedonian sau roman apoi, dar era o diferență între ei. Scrie aici de la versetul 3, despre cei din Filip, 2 Corinteni 8:3, vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți,
Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și nouă! Scrie în Filipeni 4 că au vrut să-l ajute pe apostol, dar nu știau cu ce, n-aveau cu ce. Zice în 4:10, am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Atenție! Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Să cauți să fii de folos și cum se ivește prilejul? Înainte. Și binecuvântă apostolul cu cele scrise în versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Amin. Partea a doua. Ce înseamnă a fi nefolositor? A trăi pasiv. Un fel de credință fără fapte. A fi insensibil și indiferent față de cei din jur. Să nu spese de nevoile lor, să nu te intereseze de cugetul lor. Pavel, ca unul care a trăit pentru alții, a zis, dacă pentru altul voi fi o pricină, nu mai mănânc carne ca nu cumva să-mi spună că îi de la templu cu tare și să-l ispitesc pe vreunul. Pavel merge până acolo încât zice, citesc din 1 Corinteni 10, versetul 31, deci fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, să nu fiți pricine păcătuire, că ar fi mai de folos să mor decât să fii pricine păcătuire, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți și, în primul rând, ideea principală dinainte, ca să fie mântuiți, ca folos mântuirea, dar și cele pământești. Ce mai înseamnă să fii nefolositor? Să te ocupi cu lucruri de nimic. Cum le place la unii, să participe la loterii, la pronosport, să aștepte așa după horoscop să vadă când le vor fi stelele favorabile, să speculeze, știu eu ce, fluctuații pe piață, lucruri de nimic. Așa le-a spus Samuel la bătrânețe celor din Israel. Dacă nu vă țineți de Domnul, apucați cu lucruri de nimic. Cu speranțe imaginare, tot lucruri de nimic sunt plăcerile lumești pe care le anexăm noi la statutul nostru de credincioși. Și sunt din ce în ce tot mai multe. Recent îmi spunea, astăzi îmi spunea un frate, că s-a discutat cum să ne raportăm sau ce să spunem fraților care vor să meargă să participe la nunți în lume. Și s-a zis, a, depinde cât stau, depinde ce grad de rodenie sunt, depinde ce să mai calculezi în fața unei atmosfere de la nunți, unde femeile sunt dezbrăcate și este o muzică păcătoasă. Ce să calculezi acolo? N-ai niciun colț unde să te ascunzi de Babilonul de acolo. Astea sunt lucruri de nimic, care adăugate la cele sfinte, anulează tot. Cum spunea Solomon, muștele a cresc un de lemn și puțină nebunie, biruie înțelepciunea și slava. Să ne păzească Domnul de toate acestea. Citeți și din 1 Corinteni 13, să vedeți încă ceva ce are de-a face tot cu nimic. Versetul 1, chiar dacă aș vorbi în limbi, 2, chiar dacă aș avea darul prorociei, chiar dacă aș avea și cel al cunoștinței și al credinței și al minunilor și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Adică nu-i de folos? Poate pentru alții, pentru mine nu. Și chiar dacă aș împărți toată averea pentru hrana sărașilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, martir, după ce ai dat totul, după recomandarea Domnului pentru tânărul bogat și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Adică nu mă ajută la mântuire. Nici darurile spirituale, nici dărniciile făcute. Cum? Se poate cineva să fie în condiția asta? Da. Dacă umblă după lucruri lumești, după lucruri de nimic.
dacă se ține de sporturi și de povești și de filme și de glume, de vorbe. Întorc pagina la 2 Timotei 2, aici să fim atenți, frați și surori. 2 Timotei 2 cu 14. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pierirea celor ce le ascultă. De asta e folos, piară cineva? Deci iată cum poți trăi nefolositor. Să slujești, dar apoi să te prinzi în vorbe, în clevetiri, să tragi pe cineva înspre lucruri păcătoase și tu nu ești de folos. Că după ce ai adunat, după ce te-ai trudit și ai umflat balonul, acum îl înțepi. Ce folos! Spune tot aici, citesc de la versetul 16, ferești de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor roade ca gangrena, e cancer. Versetul 23, ferești întrebările nebune și nefolositoare. Frați și surori, nu răspundeți la toate întrebările care se pun. Nu satisfaceți curiozitatea păcătoșilor. Astea sunt lucruri nefolositoare. Să vorbim de una și de alta, să dăm noi raportul. Nu, astea sunt lucruri de nimic care ne fac nefolositori. Chiar dacă am făcut ceva, se anulează. Este ca și cum ai face o ciorbă bună și oamenii se așteaptă să-i servești și când colo pui ceva stricat în ciorbă. Cine mai mănâncă? Spui, da, pui de casă. Și la urmă, un șoricel de coadă îl vâre acolo. Poftă bună, nu? Așa facem noi când facem treabă bună în adunare și apoi, la urmă, ne dăm drumul gurii. Se spune că un predicator a avut har și un prieten a fost cercetat și s-a dus după el să-l întrebe, cum întrebau pe Ioan Botezătorul, noi ce să facem? Și a început cu glume, cu așa, nu neapărat imorale, dar fără gust, cu o tentă, totuși vulgară. Și omul a zis, da, așa-i după ce se termină slujba. Și a zis, să nu mă aude ăștia. Trecut ani, a ajuns bolnav pe pat în spital și a cerut să-l viziteze predicatorul acela. Și a început să-i spună, ai predicat încât am fost cercetat și am vrut să mă pocăiesc. Și predicatorul spune, slavă Domnului, stai, stai cu slavă Domnului. Că ce ai spus după ce s-a încheiat slujba m-a făcut să nu mai cal pragul bisericii toată viața. Și în timp ce îi povestea asta, a murit. Și întrebarea era, cu ce gust a rămas predicatorul? Cu ce i-a fost de folos acelui om? Foarte nefolositor. Doamne, păzește-ne! Nefolositor pentru societate ar fi să înșeli de asemenea, să încerci să intri prin înșelăciune sau forțat în posesia muncii cuiva sau să abuzezi de viața cuiva. Știți ce a zis unul dintre frații lui Iosif când ceilalți au vrut să-l omoare? Genesa 37 cu 26. Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru să-i ascundem sângele? Cui folosește asta? Chiar că ar fi fost nefolositor să-l fi ucis, bine, la vechea Dumnezeu. Cine-i scăpa când a venit foamete? Ar fi făcut un lucru foarte nefolositor. Citim și câteva versete din Proverbe, capitolul 10, versetul 2. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc. Tot în aceeași idee, 15 cu 6, în casa celui neprenit este mare belșug, dar câștigurile celor rău sunt, sau este turburare în ele. Și tot aici, 21 cu 6, mai puternic, comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune, adică n-are folos în ea, care fuge și ele duc la moarte. Să ne păzim de așa ceva. Amin? Și aici ultima precizare, a trăi fără folos înseamnă și a munci fără binecuvântarea lui Dumnezeu.
vom păți ca cei descriși în cartea Hagai. Cunoașteți vremea de după întoarcerea din robie, scrie în capitolul 1, versetul 6, semănați mult și strângeți puțin. Și mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și cine câștigă o sembrie, o pune într-o pungă spartă. Întoarcem pagina, capitolul 2, le spune din nou boli peste agricultură, versetul 18, uitați-vă cu băgare de seamă la cele petrecute până ziua de azi. Versetul 19, mai rea sămânță în grânare? De unde să mai fie că au sămănat un sac și au cules o jumătate? De ei trebuia să mănânce. Nici via, nici mochin, nici rodiu, nici măslinul n-au adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Pentru că noi putem să fim folositori numai măsura în care Dumnezeu ne binecuvintează. Tot la lecția asta, cred că s-ar impune să citim și Isaia 55, unde spune foarte clar capitolul în adresa către evrei. Versetul 2. De ce cântăriți argint pentru lucrări nu hrănește? Uneori cumpărăm în casă noastră lucrări nu sunt de folos. De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Nu satisface nici sufletul, nici trupul. Ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Amin. Iată și două exemple. Solomon. El a recunoscut că a trăit nu toată viața, dar a avut și timp care a fost fără folos. A fost de folos când a construit templu. A fost de folos când și-a făcut casă. Dar a avut și ani când a trăit fără folos. Zilele, poate ani petrecuți în ospețe, că războaia n-a avut. În distracții, peste măsură. În haremul său de neegalat, fără folos. Din informațiile ce le avem din Biblie și din alte surse, cel puțin încât știu eu, e de mirare că Solomon cu atâtea femei n-a avut decât puțin copii. Nu știu cauza, nu știu amănunte. Dar în multe privințe, viața lui a fost fără folos, cum se confesează el în Eclesiastul capitolul 2, cum vă spuneam, o carte scrisă la bătrânețe. În prima parte a capitolului își prezintă proiectul să facă ce n-a făcut nimeni. Averea și mintea îi permiteau, apoi prezintă realizările și apoi se întoarce și se uită. 2 cu 17. Am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul e deșertăciune. Adică nu ține, nu se păstrează. Unde sunt palatele lui? Nici templul n-a rămas. Totul e goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. Muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea și cine știe va fi înțelept sau nebun. Versetul 20. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare, să-l fi întâlnit pe Solomon în momentele acelea de desnădejde. Nu știu dacă a fost depresiv, dar cred că se plimba prin grădini neînsoțit de nicio doamnă și să scrie versetele. Ce am făcut să nu mai facă nimeni ca mine? Și mulți oameni spun așa. Numai că viața nu se mai retrăiește. Fie ea la palat sau în colibă. S-a dus, a trăit și fără folos. Să învățăm de la alții. Celălalt exemplu, lumea fără Dumnezeu. Eforturi mari, din laboratoare până în ogoare. Dar toate măcar că sunt făcute ca oamenii să-și îmbunătățească viața, să o scape, să o prelungească, în final toate sunt fără folos. Uitați-vă oamenii care sunt avansați în funcții politice. Sunt aplaudați, un mandat, două și vorba aceea. Lumea te ridică de două ori sus și te prinde odată. Și gata. Bogați, alții se ceartă de la moștenire, cum spunea Solomon, nu rămâne nimic în urmă. E cum spune Habacuc și Ieremia. Neamurile trudesc pentru foc. Pentru că pe pământ nimic nu-i trainic. Dacă n-au reușit regii,
să se impună, bogați, nimeni n-are nicio șansă. Dar ce va fi în viitor, spune Apocalipsa 18, că niciodată n-au fost realizări pe pământ câte acum. Blocuri, turn, ca acum, ce a fost turnul Babel pe lângă asta? Realizări puternice, avere, tehnică, praful se va alege de toate, niciun folos. Sau credeți dumneavoastră că le folosiți în mii de ani? Vă las să vă socotiți singuri. Dar oricum, privind la distrugerile prezentate în cartea Apocalipsa, totul se face cum scrie în Daniel, nu rămâne nici cât praf în arie. Să încheiem cu întrebarea lui Solomon, pe care îl pune și în Eclesiastul capitolul 3, versetul 9. Și ce folos are cel ce muncește dintr-o da lui? Asta e problema, să poți trăi cu folos, că mulți, între care și Solomon, recunosc că au trăit fără folos. Vă citesc în final regula utilității, prezentată în 1 Corinteni capitolul 6 și capitolul 10. 1 Corinteni 6 cu versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Deci pe pământ avem libertăți date în primul rând de Dumnezeu, apoi de societate, de puterea fizică, intelectuală, așa mai departe. Dar nu toate sunt de folos. Regula utilității. Aș putea face asta. Dar e de folos? Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, că devin dependent și le fac și involuntar. Și încă un amănunt aici în 10 cu 23, aceeași regulă, dar îmbogățită sau complementând aceste două versete, aflăm în regulă. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. La ce ajută? Vorba cuiva a întrebat pe un om care a zis, am câștigat 10 minute. Și l-a întrebat, ce faci cu ele? A, zici, ai fugit dincolo ca să le pierzi din coace. Ce faci cu ele? Pentru a fi folositor, un om trebuie să dobădească înțelepciunea care vine de la Dumnezeu din Scriptură. Și asta înseamnă să ne învețe Duhul Sfânt și tot El să ne călăuzească. Niciun om nu poate să fie întru totul folositor, numai călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și după înțelepciunea care vine de sus. Dar Duhul Sfânt ne călăuzește în asta, în Scripturi, și asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce spunea Dumnezeul lui Iosua? Cartea aceasta, să o mănânci, cum spunem noi la școală. Atunci vei izbuti în toate lucrările tale. Când te călăuzește Duhul Sfânt, știi cu cine să vorbești, la cine să dai un telefon, ce vorbă să spui, unde să te duci, ce să muncești. Altfel, suntem tot ca la loterie în postura de perdanți. Asta e foarte important. Doamne, dă-ne înțelepciunea de a fi folositori. În scurta noastră viață, că nu mai trăim cât Metusala, să fim de folos. Legea Duhului de viață în Hristos, cum spune Romani, ne poate izbăvi. Și închei cu un singur verset, Ioan 6, cu 63. Asta pentru a ne determina să stăm aproape de Domnul. Duhul este acela care dă viață, sau dă sens vieții, dă valoare și eternitate. Carnea nu folosește la nimic. Adică omul, dacă e lăsat fără Dumnezeu, n-are niciun folos din tot ce face. Totul e praf. Greșește. Aparent folos, în final nereușit. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi. De-aia a spus Domnul la ucenici, până nu vine Duhul, nu plecați de aici. Că numai Duhul lui Dumnezeu, călăuzindu-ne în tot adevărul, ne poate face să fim folositori. Dumnezeu să ne ajute. Câtă viață mai avem de trăit, să nu-i rosim, ci să o folosim pentru aici și pentru slava viitoare. Asta e adevărata evlavie. Amin.